Bună ziua și bine ați venit la o nouă discuție din seria Riscuri și Răsplată, organizată de Business Coverage de Informatica. Astăzi o avem alături de noi pe Ramona Boca, PR and Marketing Manager pentru clădirea Sky Tower, deținută de Raiffeisen Property Holding International România. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. O să încep direct cu un detaliu interesant. Clădirea Sky Tower este considerată emblematică pentru București și pentru România. Ce înseamnă să fie o clădire emblematică? O clădire emblematică este o clădire recunoscutibilă de toată lumea știe cine e Sky Tower. Nu suntem doar cea mai înaltă clădire din România, nu doar din București. Suntem și o clădire care oferă avantaje unice clienților care ne trec pragul. Avem lumină naturală pentru toți cei care lucrează în interiorul clădirii noastre, ceea ce este extrem de rar, poate unic pentru o clădire de birouri. Da? Avem un restaurant la ultimul etaj, la penultimul, de fapt, la 36, pentru că mai este un etaj 37 deasupra. Avem cele mai spectaculoase views, cele mai spectaculoase panorame din tot orașul. Practic, clădirea noastră oferă vedere panoramică 360 de grade asupra orașului, de la nord la sud, de la est la vest. Până departe, toate cartierele sunt vizibile din clădirea noastră și organizăm niște evenimente unice pentru comunitatea noastră. Din 2013, în mod regulat, organizăm evenimente, le dezvoltăm și le implementăm pentru oamenii care locuiesc în clădirea noastră, care practic lucrează, dar și aceea e un fel de viață, că ne petrecem mai mult de o treime din viață la birou și încercăm să le facem viața la birou cât mai frumoasă, cât mai spectaculoasă, cât mai instagramabilă, cât mai dinamică, astfel încât toți oamenii care vin la noi, sunt bucuroși să vină la birou. Despre asta este vorba. De aceea suntem emblematici. Nu numai pentru că suntem cea mai înaltă clădire, dar suntem și cea mai user-friendly clădire din România. De curiozitate, cam câți oameni au trecut pragul restaurantului de la etajul 36? De la înființare până acum, dacă aveți vreo cifră estimativă. Sunt 200 de locuri în restaurant, iar cifre statistice în ceea ce privește clienților, pentru că ei sunt chiriașii noștri, nu suntem noi, noi nu operăm restaurante, le putem lua de la ei, dar cu siguranță foarte, foarte mult, probabil peste 10.000. Ei au fost deschiși în 2017, în mai, și de atunci până acum foarte mulți oameni le-au trecut pragul. Gândiți-vă că sunt foarte multe seri, mai ales serile, în care nu găsești loc la restaurant, la NOR. Se numește NOR, Sky Casual Restaurant, pentru că este un restaurant în nori, la cel mai înalt nivel din toată țara. Și Oricum știu că pentru se că intră serile. pe bază de Scuze. rezervare, nu e la liber. Da, doar pe bază de rezervare, da. Da, există un call center la care oamenii își pot face rezervare sau, dacă vor săriște, pot să vină în Sky Tower la recepția NOR dedicată și să vadă dacă găsesc locuri. Dacă vin la prânz, uneori e posibil să găsească. Dacă vin seara, mai greu, posibil să nu. Da. Pentru că este apusul, se vede un apus extraordinar de la restaurantul NOR, de acolo de la etajul 36, și combinația între lumina zilei, apoi apus și apoi lumina nopții, luminile care se văd deasupra orașului noaptea, fac o atmosferă foarte, foarte plăcută pentru a lua masa acolo, în acest moment. Dining-ul tăpiu. Organizez multe evenimente la Sky Tower și recent ați eliberat 1000 de baloane roșii biodegradabile. Ce reprezintă cele 1000 de baloane? Este a patra ediție, noi ne-am gândit așa, a patra ediție Sky Love Day. Noi ne-am gândit așa, să împăcăm și capra și vara, pentru că de multe ori de-a lungul anilor am fost întrebați, dar de ce sărbătoriți Valentine's Day? Dar de ce sărbătoriți dragobete? Și am zis, hai să nu mai
facem atâtea explicații, să nu mai dăm atâtea explicații tuturor care vor ba Valentine's, ba Dragobete și să ne creăm propria noastră sărbătoare a iubirii. Și am inventat, efectiv, Sky Love Day, care nu este nici de Dragobete, nici de Valentine's, deși uneori s-a nimerit să o sărbătorim de Dragobete, dar practic ea este menită să sărbătorească iubirea în felul nostru unic la Sky Tower. Sărbătorim iubirea, comunitatea, pacea, empatia. Asta reprezintă eliberarea, libertatea. Asta reprezintă eliberarea de baloane. Până acum, în primele 3 ediții, am eliberat aceste baloane, 1000, 2000, 3000, am ajuns până la 3000 anul trecut, de pe terasa clădirii de la etajul 37 și parțial doar de la sol. Anul acesta, pentru a da oportunitatea cât mai multor oameni să participe, pentru că pe terasa clădirii nu pot urca prea mulți, pentru că nu este un spațiu public și doar oameni verificați care sunt din partea noastră puteau urca sau din partea chiriașilor, dar voiam să dăm posibilitatea mai multor oameni să se bucure de acest eveniment, așa că l-am eliberat de la sol. Libertate, iubire, pace și comunitate. Oricum e impresionant să vezi atât de multe baloane cum zboară pe cer întotdeauna. E Da. impresionant. Da. Ce alte evenimente ați mai organizat anul trecut și ce aveți în plan pentru anul acesta, pe lângă ce s-a făcut deja? Am organizat multe evenimente anul trecut, de la workshop-uri la activări în lobby. Am organizat, de exemplu, Mindset for Success în anfiteatrul nostru, pentru că, apropo de clădire iconică, Landmark, suntem singura clădire de birouri sau singura clădire de rezidențială în care oamenii, care nu este un teatru sau un anfiteatru, care are propriul anfiteatru. Noi avem un anfiteatru, un spațiu de evenimente, cu anfiteatru inclus, un anfiteatru real, unde organizăm workshop-uri. Și am organizat workshop-uri de nutriție, workshop-uri de Mindset for Success, workshop-uri de echilibrarea vieții personale cu viața de la birou. Am organizat workshop-uri de tango argentinian, am organizat Milonci. Da? Am organizat Sky Coffee Day, Sky Ladies Day, organizăm în fiecare an pe 8 martie. Am organizat Sky Run, care este un eveniment public de alergat pe scări și l-am organizat acum din nou, prima oară după 7 ani de pauză și practic am adunat 600 de oameni care au alergat până la etajul 35 pe 700 de trepte. Da? Acesta este un alt eveniment emblematic al nostru. Foarte multe evenimente am făcut anul trecut. Foarte Evident, și Sky interesant. Love Day. Sky Love Day anul trecut a avut o componentă care a fost legată de războiul din Ucraina, pentru că se împlinea un an de la declanșarea războiului și am decis să eliberăm niște baloane în culorile steagului Ucrainei și le-am branduit cu mesaje de pace, empatie, iubire și le-am lansat de pe esplanadă către cer. Din păcate, asta nu a avut un efect prea mare pentru că, din păcate, războiul încă continuă. Iar în momentul în care războiul a izbucnit, acum 2 ani, în momentul acela a coincis efectiv cu ziua în care noi am avut Sky Love Day și am lansat de pe terasa Sky-ului câteva mii de baloane și în acea zi, în ziua de război, toate baloanele noastre au format o inimă pe cer. O inimă pe norii de pe cer, iar de desubt a ieșit soarele. A fost ceva care ne-a dat fior tuturor. Foarte Și interesant și cu foarte siguranță emoționant. emoționant, da, Da. pentru ei. Am mai organizat concursuri de fotografie, concursuri de video, am dat multe premii de multe mii de euro celor care au fotografiat și turnul Sky Tower. Da. Și o facem O anul acesta.
O ultimă întrebare, nu vă mai rețin. Partea de sustenabilitate este foarte importantă acum pentru birou. Știu, clădirea câștigă mai multe premii și din acest punct de vedere. Cum reușiți să integrați tot ceea ce înseamnă principiile ESG, sustenabilitate? Exact cum spuneați, iluminatul natural este important. Da, cu multă iubire și cu multă muncă și cu o echipă extraordinară care face posibilul și imposibilul pentru Sky Tower și cu multe investiții. Noi investim mult în actualizarea clădirii, în tehnologie. Investim în mod continuu. Partea cu lumina naturală în toate birourile, inclusiv în sălile de ședințe, care nu se întâmplă niciodată, inclusiv în bucătării, face parte din felul în care a fost proiectată clădirea, felul în care a fost proiectat turnul, și anume forma eliptică, care nu este foarte mare, 30 pe 40 de metri, cu tot sistemul de spații comune în centru și sistemul principal de susținere, astfel încât locurile pentru oameni rămân la geam, toate la geam. Chiar și holul de distribuție este tot pe centru. Asta e parte din proiectarea clădirii, din arhitectură. Mai este fațada, care este la fel sustenabilă și care are un ratio optim între a lăsa lumina să intre și a păstra căldura sau temperatura optimă înăuntru. De asemenea, evenimentele pe care le organizăm fac parte din ESG. Am organizat inclusiv plantare de copaci. Avem încărcătoare pentru mașinile electrice pe care le oferim gratuit tuturor chiriașilor din clădire. Avem un rack de biciclete în Sky Tower, unul care este privat, adică al nostru, l-am cumpărat și oricine are bicicletă proprie poate să vină și să o parcheze acolo, și unul care este al celor de la. Îmi scapă numele acum. Revolution. Cei care Ah. sunt. Da? Bike Revolution, nu mai știu. Da. Așa? Și este acolo pus și oricine poate închiria de la ei bicicletă. Avem premii, adică certificări de sustenabilitate. Suntem, de exemplu, prima clădire din România care a obținut certificarea LEED Platinum for Operations and Maintenance, ceea ce e o certificare mult mai greu de obținut decât LEED Platinum simplu pentru construcție. Iar acest LEED Platinum pentru Operations și Maintenance se actualizează, se recertifică la fiecare 2 ani. Deci noi trebuie să trecem printr-un proces îndelung de recalificare, recertificare la fiecare 2 ani, pentru că e vorba de operațiuni și de mentenanță. De asemenea, suntem prima clădire din România și din Europa care a obținut certificarea pentru Health and Safety și Resilience Shore Platinum, da? Și mai avem încă o certificare pentru clădiri sustenabile care se numește DGNB Gold, acela e pe gold, pentru construcția în sine. Bun, Deci, foarte multă interesant muncă, mult efort și vă. și focus. Da, vă doresc că tocmai am gândit, vă doresc să le obțineți în continuare, mai ales că sunt reverificate atât de des. Da. Și am obținut premii, și alte premii, cum ar fi un premiu de la Forbes, care se numește cea mai emblematică clădire de birouri din România, anul trecut, în 2013, la Gala Forbes Office Buildings. A fost o mare surpriză pentru noi, adică doar ne-au sunat și ne-au spus: veniți să vă luați premiu, nu am aplicat efectiv. Am obținut 2 premii la Gala International Property Awards, Romanian Property Awards, pentru office interior și office refurbishment, efectiv pentru felul în care noi avem amenajate interioarele Sky Tower pentru angajații chiriașilor noștri și pentru amenajarea pe care am făcut-o în lobby, care acum este spectaculos și are un mare LED wall pe care prezentăm multe proiecte, și deschiderea anfiteatrului cu centrul de evenimente Sky Hub Event Center.
Da, am mai primit pentru Sky Hub Event Center și un premiu la Remarkable Awards am trecut, un premiu special, deci suntem bine. Chiar suntem a landmark Ok. building, iconic building. Da, da. Ok, mulțumesc foarte mult pentru discuție și pentru oportunitate. Cu siguranță o să revenim pentru că sunt multe evenimente pe Sunt care foarte merită multe. să le menționăm. Da. Dar până atunci mulțumesc foarte mult pentru prezență și discuție. Mulțumim și Mulțumesc și ascultătorilor. eu.